memorialistică, interviuri, dramaturgie, sport. Iată câteva domenii abordate de scriitorul Mircea Meionescu în lucrările sale, autor care astăzi, în a doua zi a Festivalului Teatrelor Dunărene, și-a lansat o nouă lucrare, Animalul, acest om ciudat. Cartea despre care a vorbit un alt dramaturg, Horia Gârbea, președintele filialei București a Uniunii Scriitorilor din România, conține trei texte dramatice. Animalul, acest om ciudat, Alba Neagra, Freud și Bunul Dumnezeu. Acest mod de a scrie piesa astfel să poată fi montată în mai multe feluri. Este cazul primei piese, cea care dă și titlul volumului, care direct din indicațiile inițiale, practic se spune regizorului cum ar trebui ea montată, dar în maniere diferite. Lucrul acesta, așa cum desigur știți, pentru că sunteți prietenii autorului, a adus, de fapt, succesul Pușta Mare de la etajul 13, pentru că ea a fost pusă în mai multe feluri. Lansată astăzi de Mircea Meionescu, directorul Teatrului Giurgiuvean Tudor Vianu, lucrarea completează o serie de alte opere dramatice ale aceluiași autor, scrise relativ recent. Pușlamaua de la etajul 13, Număr pescărușii când vor porcii mistreți sau Școala de proști. Denotat este faptul că Mircea Meionescu a abordat pe lângă dramaturgie și alte domenii în scrierile sale, sportul și memorialistica fiind o parte dintre acestea. Felicitări dramaturgului și cronicarului sportiv Mircea Meionescu pentru evenimentul de astăzi și la cât mai multe opere valoroase.